Între timp, 10.000 de laptopuri vor ajunge la elevii claselor gimnaziale și liceale din 35 de raioane din țară. Potrivit autorităților din educație, această cantitate va acoperi integral necesitățile elevilor din ciclul gimnazial și liceal. Primul lot de tehnică a fost recepționat astăzi, fiind achiziționat prin intermediul proiectului Reforma Învățământului în Moldova, sprijinit de Banca Mondială. Cel de-al doilea lot va ajunge în școli săptămâna viitoare. Pandemia ne-a impus să ne reorganizăm, să reconceptualizăm întreg procesul de educație, întreg procesul de învățare, predare, evaluare, astfel încât să putem organiza acest proces deja la distanță. Potrivit autorităților, este nevoie de încă 10.000 de calculatoare pentru a asigura pe deplin accesul elevilor din clasele primare la studiile online. Investițiile de azi în sistemul de învățământ își va da roadele peste un 10-15 ani. Însă, fără accentuarea necesității reformelor din învățământ în țara noastră, credeți-mă, nu este posibilă asigurarea dezvoltării durabile a țării. Avem nevoie absolută, avem nevoie stringentă de investiții în intelect, avem nevoie de investiții în materia cenușie a tinerii generații. Pentru achiziționarea celor 10.000 de laptopuri au fost alocate aproape 3 milioane de dolari. Pe parcursul anului 2020, pentru a asigura procesul educațional la distanță, guvernul a alocat 20 de milioane de lei, din care s-au procurat 2.500 de laptopuri donate instituțiilor de învățământ în țară.